Am ajuns să fiu și doctor sau asistent sau nu știu ce o să fiu, dragii mei, dar știu că voi fi ceva, deoarece suntem cu medicamentele aici, ce a primit Gagica pentru ureche și m-a rugat să o ajut, să-i introduc eu medicamentul în ureche. Așa, să-l întoarcem. Ia să ne explice, drăguța, ce trebuie să facem, deoarece eu, nu știu, îți botă în medicamente. Nu știu ce fel de medicamente avem aici. Vă arăt două secunde medicamentele și toate astea pentru a munci în ureche. Așa că, por favor, explică-mi. ¿Qué se pasa aquí? Porque yo no lo sé nada. Yo te iba a explicar sin un video para que lo hicieras tú. Explícame con video. Con video, no soy experto en hacer eso. Por eso puse video, para explicarme. Eso es como que lo que vas a poner al oído. Uh-huh. Por ahí ese oído es donde va a salir el líquido. Sí. Que esto es como aceite. Entonces, cuando ya tenga el líquido aquí, solo lo vas a destapar y lo vas a poner ahí. Yo voy a inclinar la cabeza y tú vas a ver que el líquido se vaya por el hoyito. Uh-huh. Vas a hacer con la jeringa. Así lo vas a abrir, mira. Ahí. Jamás la vas a tocar. Vas a llenarla aquí. ¿Llenar eso? No todo. Sí. Vas a llegar hasta la... algo así. Uh-huh, un poquito. Porque son dos gotas. Cuando ya veas que está hasta aquí, sí. La sacas y necesito sacar el aire. Uh-huh. ¿No? Luego, cuando ya lo tengas acá, lo dejas. Ah, y cuando tú lo tienes, después pongo yo ese líquido. No, lo pones antes. Y luego, con el líquido aquí, me lo pones. Uh-huh. Cuando ya hayas sacado de la jeringa, vas a hacer esto. No vas a poner el dedo y lo querrás meter así. Sí, porque tal vez... directamente, sí. ¿Ați înțeles? Trebuie să pun aici un fel de 1 pe 2, nu mult, și să pun aici lichidul, după ce am lichidul aici, va trebui să scoatem dopul de aici, ca să-l pun în ureche, să... se facă bine, Gagica, în viitor. Bun, primera vez, voi aseca el lichido de aquí. No? Uh-huh. Así. ¿Ves? ¿Por qué no me deja? Porque les cuesta un poco. Creo que ya. Así está bien. Un pic. Trebuie să muncești. Sí. Así está bien, pero tiene también un poco de aire, ¿ves? Le vas a dejar ahí después. Ok. Cum zice drăguța? Am scos. Punem jos. Cum a făcut când am fost eu copil mic? Să purce toate bulele. Scoatem aerul. Da? Ia? Ya está saliendo. Perfecto. Así. Ahorita, ¿cómo al ponemos aici? ¿Ya? ¿Escuchaste? Más un poco de aire. Ajá. L-am pus aici, pe tot lichidul. Punem înapoi acul conform planului, în teaca lui. Acum, cu lichidul înăuntru, scoatem capacul, fără să punem degetele aici pe vârful lui și îl introducem în... stați două secunde. Îl introducem în ureche. Cuánto de lejos? Sí, este bine, así. Sí? Ok. Ok, ok. Y mire que se vaya todo por el oído. De acum așteptăm să-i curgă lichidul. Trebuie să-i rupem gâtul la fată. Necesită să-i sperar un pochito, porque es un lipid, no es como agua. Sí.
Sí, es aceite. ¿Pero sientes algo? Ahorita siento que estaba, que está ahí. Se estaba, está cayendo. ¿Sí? ¿Está saliendo? Sí. Ok. Un poco más tú. Ah, sí. Discúlpame, pero yo estoy doctor ahorita. Dura un poquito porque es como, ¿cómo aceite. Se dice eso? ¿Ole? ¿Ule? Aceite. ¿Aceite? Aceite, sí. Aceite. 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 Acum vom aștepta puțin deoarece este acest lichid e foarte uleos, aceite. Nu știu ce fel. Nu, pune tu mână. Eu pun tu mână. Eu pun, ce credeți? ¿De tú? ¿Falta? Sí, mucho falta. Pues sacarlo un poquito. Un poquito. Voy. ¿Y ahorita? Ya, solo voy a descansar. Solo voy a estar así, porque si no, sí, para... se me va a salir. Am făcut și pe infirmierul azi. Mi infirmier favorit. Muchas gracias. Con placer. Menadern otológico. Așa se numește. Nu are zoom, dar am făcut ceva foarte, foarte bun, zic eu. Am ajutat-o pe găgică. I-am pus în... Ce haces? Descansar, voi. A. Își va pune vată în ureche și la odihnă cu noi. Mulțumesc frumos pentru că m-ați vizionat. Când aveți nevoie de ajutor, să mă chemați. Vă pupă, Cristiana.